Angajații din IT plătesc de la începutul lunii taxe mai mari statului. Alături de ei mai sunt și angajații din construcții, agricultură și industria alimentară. Legea prin care guvernul a eliminat scutirile de taxe și impozite a intrat în vigoare, iar unele modificări se vor aplica și pensiilor private. Astfel, peste 1 milion de români vor plăti taxe mai mari statului. Pe lângă angajații din IT, cei din construcții, agricultură și industria alimentară plătesc de la începutul lunii noiembrie taxe mai mari. Aproximativ 800.000 de lucrători din aceste domenii vor plăti contribuția de 10% la sănătate, taxă de care până acum au fost scutiți. Asta nu le va afecta totuși salariul net. Guvernul a majorat leafa minimă brută în aceste sectoare cu valoarea contribuției. Peste 200.000 de angajați din industria IT vor plăti impozit de 10% pe venit. Taxa se va aplica doar pentru suma din salariu care depășește pragul de 10.000 de lei brut. De exemplu, la 15.000 de lei, un informatician va achita 500 de lei, adică impozitul pentru 5.000 de lei. Au fost făcute modificări și la pensiile private. Contribuția lunară la pilonul 2 nu va mai fi obligatorie pentru cei din IT. Dacă vor să o plătească, trebuie să facă o cerere specială. Dacă nu, vor avea un salariu net mai mare cu 3,75%. Altfel spus, vor încasa lunar banii care nu mai ajung în pilonul 2 de pensii private.